Membrii Partidului Național Liberal au marcat finalul de campanie pentru alegerile din 5 noiembrie printr-un meeting. Primari din mai multe orașe, senatori și lideri PNL au mărșăluit pe străzile din Deva. Cu toții au scandat alături de deveni lozinci de susținere pentru Florin Oancea. Susținătorii lui Oancea au pornit de la poalele cetății Deva și s-au oprit în centrul orașului, în fața Casei de Cultură. Decizia evenimentelor de sâmbătă, de duminică, e una foarte simplă. Au două variante. Mergem cu Dragnea, Nistor și Voiculescu, care îl susțin pe Mărginean, sau mergem cu onestitate, cu primari care au dovedit, cu oameni care produc în România bani, fiind liberali, fiind cei care conduc societăți comerciale, fiind clasa care produce jumătate din PIB-ul național. Cred că decizia Devei va fi Florin Oancea, primar! Trebuie să convingem pe orice cetățean al Devei să nu lase Deva, cetatea Devei, pe mâna caracatiței roșii, să iasă la vot, să-și folosească dreptul pe care îl au pentru a-și asigura un destin adevărat, un destin care să-i permită fiecăruia să aibă o viață decentă, să poată să aibă oportunități în materie de locuri de muncă, să poată să pună pe picioare o afacere cinstită, să aibă parte de îngrijire la bătrânețe, să beneficieze cu adevărat de toate serviciile pe care le poate oferi primăria Devei. Lucrul ăsta nu se poate realiza decât cu Florin Oancea! Prin multă muncă, prin dăruire, în perioada următoare, având pe deveni parteneri, având parteneri pe primarii care au reușit în orașele lor și sunt exemple de bună practică în administrație România și noi devenii vom reuși. Îmi doresc și sunt convins că împreună cu dumneavoastră, dragi deveni, vom reuși în perioada următoare și într-un timp relativ scurt să redăm strălucirea acestui municipiu și să readucem Deva acolo unde este locul, printre cele mai frumoase orașe din România. Eu sunt convins că în data de 5 noiembrie vei câștiga aceste alegeri cu ajutorul lui Dumnezeu și prin votul devenilor. La final, devenii l-au aplaudat pe Florin Oancea.